Bine v-am regăsit! Ediția din acest an a manifestărilor organizate cu ocazia zilelor municipiului Reghin va aduce pe scena din centrul orașului una din cele mai cunoscute voci de muzică populară din țară. Aurel Tămaș, îndrăgit cântăresc de muzică populară, va încălzi atmosfera, interpretând melodii cunoscute de noi toți. Dar mai multe amănunte despre el în câteva clipe. La metropol ce coboară, e tramvaiul din la gară. La metropol ce coboară. Aurel Tămaș este un artist emblematic pentru muzica ardelenească. Toate în lume trec și vin și Balada Săracului sunt doar două dintre melodiile sale cele mai apreciate. Prima experiență muzicală a avut-o la 10 ani ca acordeonist, iar mai târziu, în liceu, a înființat prima orchestră unde se evidențiază ca instrumentist și dirijor. În 1992 a început una dintre cele mai importante colaborări din cariera sa, cea cu maestrul Dumitru Fărcaș. Anul 1995 îi aduce participarea la Cerbul de Aur și primele apariții pe posturile de televiziune. A urmat o ascensiune rapidă care a adus cu sine numeroase succese. Aurel Tămaș bucurându-se astăzi de o popularitate uimitoare. În acest an, manifestarea se va desfășura în 5, 6 și 7 iulie și va fi organizată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Reghin. Mai multe amănunte despre program și invitați găsiți pe www.zilelereghinului.ro sau pe contul de Facebook Zilele Reghinului. Eu vă aștept la eveniment, dar până atunci vă doresc o viață plină de culoare!